Foarte multe beneficii. Nu știu dacă ați văzut minunata scară a Prahovei, făcută acum 7 ani cu aportul deosebit al Consiliului Județean Prahova. Este un monument istoric și care prezintă foarte mare interes pentru centrul orașului Cimișlia. Vreau să vă mai spun că la același Muzeu de Istorie, Etnografie și Artă s-a reparat un bloc întreg, s-a făcut un turn de observație, de belvedere foarte frumos, din care se vede întreg orașul Cimișlia. În perspectivă se prevede construirea chiar a unei mori de vânt, iarăși cu suportul fraților de acolo, din România. Plus la aceasta, probabil interlocutorii mei de mai înainte au vorbit despre faptul că s-au făcut foarte multe și la reparația spitalului raional, acoperișului și la diferite deplasări, apropo, taberei de creație și în România, dar și aici la noi, în Republica Moldova, avem o tabără foarte frumoasă la Zloț, unde s-au odihnit copiii din România. Păi, a fost făcut podul la Bumbăta, lângă Liova, adică la Liova, și un lucru foarte bun, deoarece în perioada interbelică au fost construite foarte multe poduri peste Prut, care, mă rog, uneau ambele maluri, dar cu venirea celor care au fost la noi, deci, adică a puterii sovietice, toate aceste poduri au fost distruse. Acum, după câte înțeleg, se fac în afara de Bumbăta, deci dacă nu mă greșesc, la Ungheni este un proiect care urmează să fie reparat un pod și asta e un lucru foarte bun. Și după câte am auzit, eu mai ascult uneori radio, deci o să mai fie asemenea proiecte implementate, încă dacă nu mă greșesc, 3-4 poduri în timp cel mai apropiat. Și las fi, pentru că noi trebuie să circulăm, asta e o prima poartă a noastră spre Europa, adică punctele de acces la noastră toate trec prin România. Și noi trebuie să le avem și să ne folosim. La nivel de comunități, poate proiecte mai mici pot fi amenajate, nu cunosc, dar în linii mari sunt contribuții la fel, la zone de agrement sau dotarea unor cabinete din școli sau dotarea grădinițelor cu echipament sau orice altceva. Deci iarăși vorbim despre intervenția și suportul pe domeniul social și educație.